Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Universe Mod. Suntem la Monday Night Raw. Da, voi băieți, al treilea meci, primele două le-am simulat. Rusev le-am învins la debut pe Gentleman Jack Gallagher și Ember Moon a învins la debut pe Natalya. Vedem acum debutul lui Ricochet aici la Monday Night Raw. În noua arenă. Oare contra cărui wrestler luptă? Oh, este! Chiar fostul campion United States Shinsuke Nakamura! Haideți să vedem ce se întâmplă la debutul lui Ricochet. Ricochet. Oh, începe foarte bine High Flyer-ul nostru. Acum se urcă pe a treia coardă. Îl așteaptă pe Nakamura. Acesta se ridică și oh, ce frumos. Spinning hell kick sau ceva. Oh, reverse de la Shinsuke. Oh, nu. Oh, my God. Oh, my God. Ce forearm acolo de la Shinsuke Nakamura. Oh. Oh, forearm. Oh, dar ce super kick. Oh, este incredibil cum a zburat acolo și în Ricochet. Oh, și îl pune la pământ încă o dată. Pe Shinsuke Nakamura. Oh. Oh my God! Ce face Ricochet? Oh, reverse de la Shinsuke Nakamura! Reverse de la Ricochet! Reverse și de la Shinsuke Nakamura! Oh, back clothesline! Îl trage în mijlocul ringului, dar acum este reverse de la Ricochet. Oh, dropkick. Se ferește Nakamura. Reverse de la Shinsuke. Oh. Oh, nu. Oh, nu. Nu. Oh, a tras efectiv de mâna lui și lui Ricochet. Și forearm acolo care îl lasă la lat. Oh! Doar se ridică. Oh, ami cât cu câte un punct. Oh, oh! Oh my God! Cât de frumos. Cât de frumos se descurcă Ricochet. Oh, forearm. Reverse. Oh my God! Ricochet a făcut acolo semnătura foarte frumos, iar acum cu finisherul Ricochet, nu știu cum se numește, e ceva cu 560, 360, 620, 720, e încurcat rău treaba. Oh, forearm de la unul, după forearm de la celălalt, reverse de la Ricochet. Oh, cât de frumos! Iar acum pin pe Ricochet, nici măcar unul. De la The One and Only, Ricochet. Este pus la pământ încă o dată. Oh, nu!
nu se poate, încă o dată este pus la pământ Ricochet. Oh my god, nu, 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 nu! Belly to back, suplex pe Avril! Nu se poate! Oh! 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 Foarte bine acolo Ricochet! Și fuge acesta în ring, îl așteaptă pe Shinsuke. Îi spune să se ridice. Shinsuke se ridică. Oh my god! Incredibil ceea ce face Ricochet. Iar acum, oh, Ricochet foarte frumos. Bă, frate, de ce nu mi-a dat de semnătură? Oh. Oh, și reverse la Kinshasa. Shinsuke îi pregăte Kinshasa. Iar acum Ricochet se urcă pe a treia coardă. Oh my god. Și bă, dar așa că fac divers pentru cultura mea generală de wrestling, practic. Cum se numește manevra lui de final? 60-30. Așa. Și Ricochet a făcut pentru a doua oară în acest 60-30. Iar acum 1, 2, 3. Și Ricochet câștigă la debut. Ce debut! Ce debut pentru The One and Only Ricochet. 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 Tu 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 tu. Tu 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 tu. Continuăm. Și New Day versus foștii campioni AOP. New Day câștigă și avem meci. Tommaso Ciampa se confruntă cu number one contenderul la titlul lui Bray Wyatt, Daniel Bryan. Bryan se va lupta cu The Fiend la SummerSlam. Haide, cum e trei astăzi? Bun. Oh, no! Este chiar el cel care a debutat săptămâna trecută în main event, l-a distrus săptămâna trecută pe Robert Roode în main event, iar acum se luptă cu Daniel Bryan. Yeah, no one will survive. There's no escape now, no one will survive. Este Daniel Bryan. Du 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 du.
Vine în 4 labe. Daniel Bryan. Oh, și meciul începe. Ciampa ratează. Oh, dar foarte frumos acolo Tommaso Ciampa, care îi spune să se ridice. Ciampa, oh! Oh, din a doua încercare reușește Tommaso Ciampa. Iar acum The New Daniel Bryan, foarte bine. Oh, oh nu, oh, au! Oh. Oh nu, din nou atacuri pe mâna stângă a lui Ciampa. Acum Tommaso Ciampa. Oh, nu! Oh, ce close line acum de la Ciampa. Oh. Oh. Oh, nu, Daniel Bryan. Nu. Oh! Se aude melodia lui The Fiend Bray Wyatt. Dar unde este? Oh, este roll-up. 1. Oh, nu! Și Bryan ratează. Oh, nu! Și Ciampa! Oh, my God! Cu finisherul. 1, 2, nu se poate, incredibil. Rămâne în meci Bryan. Daniel Bryan rămâne în meci. Oh, și Bryan îl împinge pe Ciampa. Oh, nu. Încă o dată. Tommaso Ciampa. Un meci mult mai greu decât cel de săptămâna trecută, este clar. Backbreaker. Oh, STO. Iar acum se ridică Bryan. Oh, chop. Oh, reverse punch. Oh, reverse la running knee. Oh, reverse la running clothesline. Acum reverse și de la Ciampa, incredibil. Oh.
Și Toma sau Ciampa. Oh, nu, ce DDT acolo de la Ciampa. Care îi spune în acest moment să se ridice. Brian se ridică. Oh, nu, și este Ciampa loc. Manevră cu care le-a învins. Oh, și iese, l-a învins săptămâna trecută pe Robert Roode. Și Hurricane Rana. Oh, German snap, German suplex. Oh, nu, yes lock, yes lock. Oh, nu, yes lock acum pe Ciampa. Și oh my god, a scăpat Tommaso Ciampa. Oh, iar acum Ciampa ne oh my god, cu acest face neckbreaker sau ceva. Oh, nu, le-a trimis la somn pe Brian. 2. Nu se poate, Daniel Bryan rămâne și în acest moment în joc. Nu mai știe ce să facă Tommaso Ciampa pentru a câștiga această partidă. Și l-aruncă peste ring. Acum Ciampa de pe a treia coardă. Elbow drop. Oh, nu! Este reverse. La elbow drop of the top rope. Iar acum intră Tommaso Ciampa în ring din nou. Și încă o dată, DDT, oh my god, i-a distrus efectiv capul în acest match, Ciampa. Oh, reverse de la Brian. Reverse și de la Ciampa. Oh, acest genunchi i-a dus somn, dar se ridică în continuare. Reverse, de fapt, nu a ajuns acel genunchi la Brian. Oh, yes, 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 yes. Oh, nu! Ce meci, ce meci! Oh, nu! Oh, nu! Nu! Nu se poate! Nu se poate. Ciampa rezistă. Și scapă Ciampa? Oare? Oh my god. Este pin 1, 2, 3. Oh my god. Ciampa a fost distrus de acel submission pe picior. Am văzut ce meci bun a făcut Brian. Din nefericire, Ciampa este la prima înfrângere în Raw. Dar ce meci bun a făcut, păcat. Păcat. Și mergem la main event, Johnny Gargano versus Robert Roode. Ce meci, ce meci, ce meci.
Hai că se încarcă astăzi, dacă e. Păcat de înfrângerea lui Tommaso Ciampa. Oh, încă o dată Johnny Gargano este aici la Raw, dar de data asta este în main event. Săptămâna trecută la debut le-a învins pe Sami Zayn, care a ajuns ulterior în NXT. Johnny Gargano! Du 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 du. Johnny Wrestling este aici la primul main event de la Monday Night Raw. Robert Roode, încă un main event la Raw. Gloriosul campion United States intră în acest moment. Ne reamintim victoria norocoasă de la Extreme Rules în fața lui Nakamura și Velvet in Dream. Și main eventul începe oficial. Oh, cât de frumos începe Johnny Wrestling. Hurricane Rana de la Gargano. Oh my god. Oh. Robert Roode cu un punch acolo. Oh! Cel care a pierdut mai devreme. Oh! Iar acum Johnny Wrestling. Ce DDT pe April! Le-a distrus efectiv pe Robert Roode Gargano. Robert Roode a fost distras de către melodia lui Ciampa. Se aștepta ca acesta să intre, dar n-a intrat. Oh, suicide dive! De la Johnny Wrestling, care îl ridică acum. Hai că am mers să fac și o gay pe ăla dacă e. Oh, foarte frumos. O manevră mirabolantă, practic. Oh, nu. Oh, nu, încă o dată manevră pe capul lui Roode, care a fost distrus de la începutul partidei, de la acel DDT pe April. O manevră foarte dureroasă, care îi putea produce lui Roode, practic, să îi se spargă capul, nu știu, să zic în termen medical, că asta voiam să zic. Adică mă dau deștept și nu e cazul. Ce close line. Oare să fie începutul rivalității dintre Roode și Ciampa? Rivalitatea, dacă e să o luăm așa, dacă este o rivalitate între ghilimele,
A început săptămâna trecută în main event, Ciampa le-a distrus efectiv. Oh, foarte bine, Johnny Wrestling. Oh, enziguri. Foarte frumos, foarte frumos. Reverse acolo de la Robert Roode. Oh, nu. Oh, my goodness. Iar acum Robert Roode, oh, nu. Și iese Johnny. Intră Johnny înapoi. Oh, acest clothesline from hell. Oh nu, oh nu, oh nu, ca un DDT pe apron. Johnny Gargano. Oh, reverse la Senton. Nu se poate, ce match extrem. Un match foarte extrem. Și nu este extrem rost. Nu s-au folosit ceruri, chiar dacă lui Robert Trudy se spune chairman. Gloriosul chairman, practic. Haide, frate, efectiv, eu fugeam înspre ring. 8, arbitrul ajunge la 8. Haide, voi intra în ring, Robert Roode. Oh, close line, iar Johnny era pregătit de... oh, ce frumos. Oh, my goodness. Johnny Gargano era pregătit de, cum se numește, oh, dropkick. Nu știu ce, de ce era pregătit. De ce era pregătit, de ce nu era pregătit, dar acum este pregătit de un super kick care îi iese și este pin pe gloriosul cerven Robert Roode. 1, 2, 3 și Johnny Gargano câștigă în fața campionului United States. Ce victorie pentru Johnny Wrestling! Gargano! Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like pe pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Bye.